Salut și bine ați venit la Doar de Lectură. Astăzi o să discutăm despre cartea scrisă de Harry Sienkiewicz. Sper că am pronunțat corect numele. Vovadis. Ce am eu aici este carte de la editura Grammar Mondoro și are 169 de pagini, deci cam 170. O să vă întrebați probabil unul dintre voi, dar de ce așa puține, parcă cartea era mai mare? Într-adevăr este mai mare, aceasta este versiunea prescurtată. Cartea am primit-o de la o aborată, nu am să-i spun numele pentru că mi-a cerut să-l divul numele, dar se știe și îi mulțumesc. Bun, am citit-o și hai să discutăm mai întâi sinopsis, apoi păreri pro și contra, așa cum facem de obicei. În primul rând e un clasic, da? E un clasic al literaturii mondiale, ba mai mult, autorul a luat și premiul Nobel pentru literatură. Ce este Vovadis? Este o povestire istorică, este o povestire, de fapt, povestire, roman istoric, este un roman de dragoste și este și un roman al creștinismului, al începutului creștinismului, deci o compilație, așa dacă putem să-i spunem, a un mix al acestor trei idei. Haideți să vedem când se petrece acțiunea. Se petrece pe timpul împăratului Nero. Probabil că ați auzit de Nero. De fapt, e la ceva timp după Hristos, normal, și începutul creștinătății. În Roma, dacă știți un pic istorie, existau, romanii erau foarte indulgenți cu religiile și acceptau multe religii, existau, fiecare se închina cui dorea. Existau o grămadă de temple, o grămadă de zei, o grămadă de divinități și fiecare își alegea divinitatea. Dar Nero, nefiind un personaj foarte plăcut, la un moment dat a încercat să dea vina pe creștini pentru o faptă pe care o vom discuta imediat. Dar până atunci să vorbim de personajele principale. Personajul principal este un oarecare Vinicius. Acest Vinicius este un roman, toți de peste mări și țări, acum în Roma, se duce la prietenul lui Patronus, parcă așa îi spunea, și își împărtășește iubirea asupra unei oarecare Ligia. Aceasta se pare că e o fată de împărat, nu de aici, de mări și țări, a unui rege, acum a decedat și ea fusese trimis Roma ca un fel de ostatic, el murind acum cumva a rămas acolo, în Roma. Dar se pare că e de o frumusețe care l-a dat, i-a zăpăcit capul acestea și o dorește. Normal, ca orice persoană îndrăgostită, se gândește să o transforme într-o sclavă sexuală, nu? Că era normal. Numai că se pare că Ligia este creștină și normal că nu-i place acest mod de a fi privită. Își dorește, într-adevăr, cu toate că îl dorea pe acesta, își dorește să-i fie soție, nu-i dorește să-i fie sclavă, da? Bineînțeles că eroul nostru nu cunoaște aceste dedesubturi și îi se părea normal să o ia. Or, se vorbește pe lângă Nero, acesta o ia de la cine era, cine o creștea, hai să zicem așa, și cu gândul de a o oferi, dar aceasta evadează. El, bineînțeles, supărat, pornește în căutarea ei cu gândul de a o aduce înapoi și a, mă rog, înțelegeți voi. Apelează la serviciile celui mai mare luptător wrestler, ca să zicem așa, de pe vremea aceea, Crotonus, ceva în genul ăsta, numai că acesta se confruntă cu Ursus. Cine era Ursus? Un creștin imens, un creștin foarte puternic. Există acolo bătălie între cei doi. În această bătălie și erul nostru este rănit, dar simte bunătatea creștinismului, pe care ceea ce aceștia, în loc să-l pedepsească pentru faptul că el a venit să o răpească pe Ligia și o transforma într-o sclavă a plăcerilor sale, îl îngrijesc, aceasta este la pat și cumva începe să perceapă că totuși creștinismul e o altfel de religie. Cumva punctul culminant al cărții, cel pe care îl știți e toată lumea care a studiat un pic istoria, deci nu cred că e un spoiler, cumva Roma arde. Se spune de altfel în istorie că Nero a dat foc Romei pentru a putea să scrie o poezie, un cânt, pentru că el își dorea să scrie un cânt despre Troia, dar nu a văzut-o arzând și atunci a zis să ardă Roma pentru a-și da seama ce trăire ar avea un poet care ar vedea o cetate arzând. Așa se zice în istorie, interpretarea din carte vă las să o descoperiți, ideea este că exista nevoie de un țap ispășitor, pentru că Nero nu putea să-și asume acest lucru. Cine sunt țapii ispășitori? Creștinii! Și atunci urmează
efectiv pedepsirea acestora. Este cunoscut în istorie și sunt atâția martiri, probabil că ați auzit dacă un pic cunoașteți și religie, de martirii care au fost pe vremea, inclusiv apare în carte Petru și Pavel. Cine sunt Petru și Pavel? Doi dintre apostolii lui Iisus Hristos, iar Petru este întemeitorul bisericii creștine. Bun, n-am să vă zic mai departe, mă opresc aici cu sinopsis, deci avem o parte de povestire istorică, dragoste și despre creștinism, despre începuturile creștinismului. Haideți să vorbim despre lucruri bune și lucruri rele din carte. Lucruri bune. Cartea se citește foarte repede, mai ales că este varianta scurtată, capitolele au undeva la 2-3 pagini, uite, am să vă arăt, când începe capitolul aici, se termină aici. Uneori sunt chiar și mai scurte de atât, stai să găsim și un exemplu, uitați, capitol, capitol, da? E clar că s-a extras esența, probabil că s-a renunțat la multe peisaje, trăiri și așa mai departe, pentru a vedea, a ne concentra asupra acțiunii. Deci, e o carte care se citește foarte ușor, foarte repede și concentra pe acțiune și a vedea cum evoluează povestea mai departe. Din păcate, partea proastă este că pierzi din ambianță, pierzi din frumusețea literaturii. Dar pentru cine dorește să afle povestea și, na, poate că nu are atât de mult timp de pierdut, este o variantă ok. Alt lucru bun, dacă nu ești foarte familiarizat cu istoria, e o posibilitate de a afla mai multe, de a afla despre obiceiurile romanilor, de a afla despre cum era construită societatea romană, de asemenea de a afla despre începuturile creștinismului, despre modurile în care au fost aceștia prigoniți și pedepsiți în arene și modurile cum se organizau luptele pe acolo, deci e o privire istorică destul de interesantă. Sincer, mi s-a părut ăsta un atu foarte mare. În ce privește povestea de dragoste, știți foarte bine, la mine nu prea merg chestiile astea, mă rog, probabil că am eu inima de piatră. Ah, vai, Doamne, ce romantic sunt în ziua de astăzi. Bun, deci nu a ținut foarte bine povestea de dragoste, pentru că n-a mers la mine. Bun, nu m-a deranjat, a fost un motor al poveștii, ne-a adus povestea mai departe, a împins evenimentele mai departe, dar nu a fost atracția principală a cărții. Pentru mine atracția principală a fost atmosfera romană, Nero și cu nebunia sa, oamenii din jur care se comportau pentru a-i face pe plac și, în general, atmosfera aceea a Imperiului Roman din vremurile respective. Puncte negative, da, lipsește din carte și normal, lipsind din carte, personajele nu vezi cum se dezvoltă, nu observi foarte bine arca, cu toate că există aceasta. Tabloul, frăscile acelea nu le sunt foarte bine desenate și nu este imersivitatea aceea pe care probabil că aș fi dorit-o să o am în acea lume romană. Da, dar normal, odată ce ai romanul prescurtat, na, nu te aștepți la asta. Bun. Ca să dau o notă, nota va fi pentru această versiune, nu pentru cealaltă pe care n-am citit-o, deci na, nu pot să mă pronunț acolo. Am să-i dau un 8 din 10. Deci e o poveste interesantă, o poveste care curge cu rapiditate și pe care, de ce nu, e bine să o citești. Asta fiind zis, să vă doresc o zi bună, la revedere și uitați să rămâneți dorici de lectură. Mulțumesc că te-ai uitat la acest clip, dacă ți-a plăcut ce ai văzut, poți susține, link în descriere. Eu, din partea mea, vă urez o zi bună, la revedere, nu uitați să rămâneți dornici de lectură și să vă mai și jucați din când în când.